Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mâine vremea va deveni în general instabilă, cerul va avea înnorări și va ploua ziua pe arii extinse în sud-vest, local în zona montană și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Seara și în cursul nopții, area precipitațiilor va fi în extindere și numai în partea de est și sud-est a țării, ploile se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va deveni moderat cu intensificări susținute în jumătatea de sud și la munte. Acestea sunt semnele de toamnă ce se instalează ușor-ușor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș mâine vom avea parte de câteva averse, iar temperaturile sunt cuprinse între 21 și 22 de grade Celsius. În Crișana vom avea un cer însorit, iar temperaturile oscilează între 20 și 22 de grade. În Transilvania avem o minimă de 16 grade ce se înregistrează în Miercurea Ciuc și o maximă de 20 de grade ce se înregistrează în Târgu Mureș. Vreme răcoroasă avem și în Oltenia, unde temperaturile oscilează între 18 și 20 de grade Celsius. În Muntenia avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 19 și 25 de grade, cu 25 de grade în capitală. Cerul va fi însorit, vom avea precipitații doar în Călăraș. La mare apar câteva condiții de ploaie, dar în ansamblu vom avea vreme și timp frumos. Regimul termic va fi potrivit pentru această dată. În aer se vor înregistra 24-25 de grade, iar apa mării va avea între 22 și 24 de grade. În Moldova vremea se mai încălzește, avem temperaturi cuprinse între 20 și 24 de grade, cu 24 de grade în județul nostru, în județul Iași. Cerul este mai mult noros, iar în nord vom avea condiții de precipitații. În Pașcani mâine vom avea o vreme frumoasă și o temperatură perfectă pentru această perioadă, ea fiind de 20 de grade Celsius. Atât despre prognoza meteo, sunt Ana Maria Ipate și până data viitoare când ne vedem, rămâneți aici, pe BIT TV. Numai bine!